Salutare, fan, pentru că am azi sâmbătă și dacă sunteți noi aici, asta este proba de microfon. Ce credeți, chiar o să înceapă videoclipul? E proba de microfon, vreau doar să văd cum arăt și dacă mă aud bine. Salutare, fan, pentru că am azi sâmbătă și dacă sunteți noi aici, e bine, eu sunt Ceci, iar aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. De ce am stat cu cana în mână? Nu mă întrebați. O să încep cu un mare disclaimer, ca de obicei, în care să vă zic că acest videoclip conține informații care pot afecta emoțional. Acest videoclip este făcut în scop educațional și dacă mâncați, vă propun să lăsați mâncarea aia deoparte. Dacă sunteți deja subscriber aici, poftă bună. Nu mai are rost să explic. Vreau să vă anunț că nu încurajez niciuna din acțiunile pe care o să le povestesc aici, ba din contra, vreau să știți de ce să vă feriți în viață. Și astăzi vorbim despre un caz care s-a întâmplat în februarie 2023, anul acesta. Dacă vedeți videoclipul ăsta an mai târziu, s-a întâmplat. Ăsta practic e cel mai recent caz pe care l-am făcut până acum. Nu cred că am niciun caz din 2023, nu. Și faptul că suntem în septembrie, nici măcar nu s-a terminat anul, ok? Iar în acest videoclip vorbim despre această influenceriță, model, milionară din Hong Kong, care a fost transformată în ciorbă de către propria familie. Sau supă. Ați înțeles ideea? Supă, ciorbă. Așa că până vă pregătiți mental și spiritual să vizionați acest videoclip, nu uitați să lăsați un like, un comentariu și un subscribe ca să puteți continua să facem videoclipuri de genul. Abby Choi Tin Fung s-a născut pe 15 iulie 1994 în Hong Kong și provenea din această familie cu foarte mulți bani. Ei erau un business-uri de construcție și minerit. Ea avea două surori mai... What the fuck, Boris? Nu știu dacă-l vedeți. Nu pot. This wasn't creepy. Ok, revenim. Nu mai știu unde sunt. Stai să-mi iau, să iau gură de aer. Ea a crescut cu două surori mai mici și nu a fost nicio surpriză pentru nimeni atunci când s-a angajat ca model, pentru că era extrem, extrem de frumoasă. Și când avea 18 ani, ea era împreună cu acest băiat pe nume Alex Kong, care avea tot 18 ani și au ajuns să se căsătorească. Alex era fiul lui Cao Kong, care practic era fost ofițer de poliție și zic fost pentru că a trebuit să demisioneze în 2005 după ce a fost băgat într-un mare scandal în care au fost implicate niște speculații de agresiune. Nu știm 100% dacă el a fost implicat 100% în toată treaba asta, dar știm că din cauza asta și-a dat demisia, dar pe lângă toată treaba asta, cei doi încă s-au pus împreună. Familia lui Alex nu avea atât de mulți bani, dar cei doi se iubeau și au avut împreună doi copii. Familia lui Abby și familia lui Alex erau extrem, extrem de apropiați, erau prieteni de familie și după ce s-au căsătorit, Abby, devenind foarte populară și începuse să fie un model foarte faimos, începuse să devină această influenceriță foarte, foarte populară, a început să ajute familia lui Alex, în special pe fratele lui pe care îl chema Anthony. Anthony a vrut să-și deschidă un mini bar, Abby l-a ajutat să plătească pentru deschiderea acestui mini business care sincer nu a durat prea mult și l-a și angajat ca șofer personal. Și deși Alex și Abby nu au ajuns să înțeleagă atât de bine, au divorțat după 4 ani de zile, ea încă avea grijă de familia Kong, încă îl ajuta pe Anthony, încă îi dădea bani lui Alex pentru că până la urmă era tatăl copiilor ei și voia ca cealaltă parte de familie a copiilor să fie confortabil în situația financiară. Și bine, să nu mai zic că la ea nu prea se punea problema de bani. Ea ajunsese să fie acest model care lucra cu Bazaar, Vogue, a mers la Paris Fashion Week și ajunsese să aibă undeva la 100.000 de follower pe Instagram. Care, să fiu sincer, acum mă gândesc, nu e chiar atât. Adică bine, e enorm de mult, dar se poate și mai bine. Și probabil vă întrebați ca ce lucra Alex. Ei bine, Alex nu avea niciun job. Nu avea absolut niciun job. Nu era sărac. Că până la urmă, dacă iubita ta este milionară, bine, soția, mama copilor tăi este milionară, știi, nu prea mai vrei să lucrezi. El relativ ar fi încercat să intre în business-uri cu aur, dar a ieșuat și a și intrat în niște probleme cu poliția și în foarte multe datorii, fapt pentru care cei doi au divorțat. În 2016, după divorț, Abby s-a întâlnit cu acest bărbat pe nume Chris Tam, cu care s-a și căsătorit și a avut doi copii. Chris provenea dintr-o familie care deținea mai multe restaurante și era foarte stabil. Și sincer, în punctul ăsta, totul părea foarte bine și frumos. Ea devenea din ce în ce mai populară, apărea din ce în ce mai multe reviste, avea acești 4 copii minunați pe care iubea din tot sufletul și pe lângă toate astea, avea familia
Kong, pe care o întreținea, efectiv o întreținea. Și treaba asta o făcea din bunătate, pentru că voia să știe că cealaltă parte de familie este bine. Adică să înțelegeți, de fiecare dată când Abby cu Tom și copiii plecau în vacanță, luau și toată familia Kong. Și când zic toată familia Kong, să înțelegeți, e Cao, tatăl, Jenny, soția lui, ea nu prea are relevanță în această poveste, Anthony și Alex, Alex, fostul ei soț, și Anthony, fratele lui Alex. Pentru că știau că nu au și voia să-i facă să se simtă bine. Și sinceră să fiu, dacă eram în locul lui Tom, actualul ei soț, cred că nebuneam. Nu cred că stăteam în relația asta, sinceră să fiu. Dar totuși înțeleg intenția ei, pentru că ea era milionară, da? Pentru ea, banii ăștia pe care îi dădea erau absolut nimic, nu deranjau cu absolut nimic, și pentru familia Kong era un confort. Doar că problema lor era că ei nu aveau nicio siguranță, pentru că Abby nu avea nicio obligație, nu era obligată legal să le dea lor niciun bani, ea o făcea pentru că așa voia ei, pentru că era foarte bună la suflet. Și cred că vă puteți imagina că familia Kong, deși nu avea atât de mulți bani, nu erau idioți, iertați-mi expresia, dar, bine, erau, dacă aflați mai târziu ce se întâmplă, dar ei erau conștienți că la un moment dat, dacă Abby se va răzgândi și și-ar schimba prioritățile în viață și s-ar decide peste noapte că eu nu mai vreau să le dau lor niciun ban, nu mai vreau să îi ajut, nu mai vreau să îl am pe Anthony ca șofer personal, pur și simplu oamenii ăștia ar rămâne în stradă. Bine, nu neapărat în stradă, că nu cred că i-ar lăsa în stradă, dar oamenii ăștia nu ar mai avea confortul ăla de foarte mulți bani, să poată să-și cumpere orice. Și nu știu dacă înțelegeți unde duc cu toată treaba asta, dar o să aflați imediat, stați liniștiți. În 2019, Abby a ajuns să cumpere un apartament de 170 de metri pătrați în cel mai scump cartier din Hong Kong. Acest apartament a costat undeva la peste 9 milioane de dolari. Da, ați auzit bine, 9 milioane de dolari. Și acest apartament a fost pus în numele lui Cao când a fost cumpărat, doar pentru că Abby avea mai multe proprietăți și nu voia să plătească atât de multe taxe, pentru că atunci când ai mai multe proprietăți, plătești mai multe taxe. Cao nu avea nicio proprietate în numele lui și așa s-au decis că vor cumpăra apartamentul. Toți banii erau al lui Abby, bineînțeles. Iar acest apartament era uriaș. Ca să înțelegeți, în apartamentul ăla locuia doar Cao, Jenny, cei doi, și cu Alex, fostul ei soț, și acolo mai mergeau și cei doi copii pe care aveau împreună. Atât! 170 de metri pătrați. Nu știu dacă realizați cât de mare este acel apartament. Dar asta s-a întâmplat în 2019. În 2023, Abby s-a decis că din cauza inflației și pentru că acel apartament a costat 9 fucking milioane de dolari, Abby s-a decis că vrea să îl vândă și să cumpere un alt apartament pentru familia Kong. Practic îi dădea afară din casă, dar nu îi dădea afară din casă pentru că le-a promis că o să aibă grijă de ei și bineînțeles că nu o să-i lase în stradă, pur și simplu apartamentul ăla este cumpărat de banii ei și vrea să îl vândă ca să cumpere altul. Dar știți voi, după ce oamenii ăștia au locuit aproape 4 ani de zile în acest apartament, în acest confort luxos, în acest cartier din Hong Kong, care era extrem de scump, extrem de fițos, să spun așa, un fel de nu știu, ziceți-mi un cartier fițos de prin România, habar nu am, Pipera, s-au decis că nu vor să se mute de acolo. Au zis, nu, eu stau bine aici. Știu că l-ai cumpărat de 9 milioane din banii tăi, dar nu, suntem ok. Și asta a pornit o mare, 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 mare ceartă între familia Kong și Abby Choi. O chestie care nu avea să termine deloc bine. Și știu că vă gândiți că probabil pentru că apartamentul este în numele lui Cao, ea nu poate să vândă apartamentul, dar dacă putea să demonstreze la stat că ea a cumpărat apartamentul acela cu toți banii ei, practic este al ei și poate să-l vândă când vrea ea. Chestie pe care a și inițiat-o. Iar aici este momentul în care o să bag un mic disclaimer, pentru că familia Kong începe acest plan măreț, acest plan malefic, nu știu, imaginați-vă, Doofenshmirtz Maleficul SRL. Doofenshmirtz Maleficul SRL. Efectiv, planul planurilor, nu pot să cred cum cineva poate să ajungă în punctul ăsta, dar februarie 2023, Cao închirează acest apartament din Taipo. Taipo este un, sau Taipo, nu știu dacă îl pronunț corect. Taipo este un orășel din Hong Kong, undeva în sud la periferie, unde nu este atât de populat și este foarte, foarte liniștit. Și a închiriat acest apartament în numele amantei lui, că da, avea și o amantă, bineînțeles. Pe ea o chema Chi Wing. Probabil am pocit toate numele până acum, dar cred că Alex nu l-am pocit. Și aici începe tragedia. E februarie, da? Anthony încă este șoferul personal al lui Abby. O chestie foarte idiotică din partea ei, pentru că dacă ai avut cearta asta măreață, de ce ai vrea să te mai asociezi cu oamenii ăștia și să îl ai pe omul ăsta să lucreze pentru tine? Anthony trebuie să se ducă să o ia pe Abby și să o ducă la școala fetei ei ca să o ridice de acolo și să se ducă acasă, da? Doar că asta nu este tocmai ce s-a întâmplat, pentru că Anthony s-a dus să o ia pe Abby, se duceau spre școala fetei ei și trebuiau să treacă prin acest tunel. Moment în care, înainte
să intre în el, Anthony trage pe dreapta, Alex se urcă în mașină, dar Alex, fostul soț al lui Abby, și de acolo nu știm ce s-a întâmplat. De fapt știm ce s-a întâmplat, dar o să aflați imediat. Ce știm mai exact în momentul de față este că fata lui Abby nu a mai fost luată de la școală de către ea. Ea a fost dată dispărută în aceeași seară de către soțul ei, care nu putea să o contacteze absolut deloc. Nu îi suna telefonul, nu răspundea la mesaje, nu a luat-o pe fata ei de la școală, s-a alertat poliția, da? Polițiștii se duc direct la Anthony și la Alex, pentru că Anthony este șoferul ei personal și practic el ar fi fost ultima persoană care ar fi văzut-o în viață. Cei doi au fost luați la secția de poliție și au fost intervievați. Povestea lui Alex și povestea lui Anthony nu aveau nicio legătură una cu alta, se bâlbăiau, păreau foarte stresați, aveau un comportament destul de ciudat, dar totuși au reușit să scoate de la ei informații despre apartamentul din Typo. Polițiștii erau ferm convinși că cei doi au răpit-o pe Abby și că o țin ascunsă acolo. Autoritățile se duc la apartament și dărâmă ușa ca să vadă efectiv o grozăvie. Nu era Abby care era ținută răpită acolo, nu vă panicați. De fapt, panicați-vă, e mult mai rău de atât. Apartamentul ăla. Știți, când s-a deschis ușa, se așteptau să vadă, nu știu, mobilă, un apartament normal, nu știu, un aragaz, o bucătărie, o baie. Nu. Efectiv, tot apartamentul ăla a fost transformat într-un abator. Dacă nu știți ce e la abator, că nici eu nu știam, este practic un fel de mare măcelărie în care se taie porcii și se agață în cărlige și se toacă și se macină și... Ați înțeles ideea. Ca să înțelegeți mai exact detaliu cu detaliu, da? Tot apartamentul ăla era acoperit cu foi de plastic, să zic așa, pur și simplu, știți când vopsiți în casă și acoperiți absolut toată mobila și pe jos cu plastic ca să nu murdăriți de vopsea? Exact aceeași treabă au făcut și băieții ăștia. Numai că podeaua nu avea să se murdărească cu vopsea. Acolo ei aveau un mare fierăstrău electric, niște ciocane și un tocător de carne, nu de la mititel, de la mare, foarte mare. Și pe lângă astea, niște măști de față de alea de plastic și niște pelerine de ploaie ca să se acopere și ei, știți, când au să lucreze în acel abator. Pe lângă toate lucrurile astea, au găsit și poșeta lui Abby. Știau că este poșeta ei pentru că au găsit înăuntru portofelul cu ID-ul ei. Iar în colțul acestui abator de pe Wish, să zic așa, se afla un mare frigider. Polițiștii se duc către frigider și îl deschid. Imaginați-vă, da? Aceste două oale uriașe. O să aflați imediat ce se află în ele, dar pe lângă aceste două oale se află o pereche de picioare. Efectiv, da, două picioare de om. Deschid capacul oalelor și înăuntru este această supă sau ciorbă. Morcovi, cartofi, pătrunjel. Bine, nu cred că au pus pătrunjel, cred că au pus ce se pune în supă în China. În fine, am înțeles ideea. Legume puse în această zeamă cu bucăți de carne. Mai exact, carne măcinată, carne tocată. La fundul oalei niște costițe sau mai exact coaste care erau tăiate în bucăți pentru că erau prea mari să încapă în oală. Și în cealaltă oală, la fundul ei, se afla acest craniu. Am zis-o. Acel craniu a fost scos afară și nu știu cum să vă explic, dar efectiv nu era nimic peste el. Era un mai oasele, era numai acest craniu și atât. Nici o piele, nici nimica. Nimic. Acest craniu a fost jupuit și când l-au întors invers, au realizat că în spate se afla o gaură foarte mare, fapt pentru care s-a dedus că așa și-a dat duhul Abby Choi. Pur și simplu a fost lovită cu ciocanul în spatele capului. Acum întrebarea mea este, ce aveau de gând să facă oamenii ăștia cu această ciorbă, cu această supă? În punctul ăsta s-au găsit capul, picioarele și coastele. Întrebarea este, unde se află restul corpului? Asta este problema. Nu știm unde se află restul corpului. Nu înțeleg ce voiau oamenii ăștia să facă. Oare au mâncat din ea? Oare voiau să o ducă la... Adică, oricum, nu cred că o dădeau la altcineva, pentru că oamenii ăștia ar fi realizat că este un cap întreg, un craniu întreg în oala aia cu ciorbă. În fine, trecem mai departe. Anthony, Cau, soția și amanta lui sunt arestați. Probabil vă întrebați unde este Alex. De ce Alex nu este arestat? Alex nu mai este. Alex a dispărut. Alex încearcă să fugă. Efectiv, încearcă să fugă, dar nu vă panicați că a fost arestat câteva zile mai târziu, când a fost prins încercând să fugă pe o barcă. Efectiv, ca James Bond a închiriat această barcă, cunoștea acești doi oameni care dețineau această barcă, bine, barcă cu motor, vă dați seama, care venea să îl ia și să îl ducă pe mare, să plece, să fugă. La el au găsit 60 de milioane de dolari și ceasuri și bijuterii în valoare de jumătate de milion de dolari. Omul ăsta avea destui bani încât să trăiască foarte bine pentru tot restul vieții lui. Alex a fost arestat, bineînțeles. Cei doi oameni de la acea companie care aveau barca și au vrut să-l ajute pe Alex au fost și ei arestați. Nu vă
panicați și autoritățile au început căutările. Au căutat în păduri, au căutat în cimitirul din apropierea apartamentului în care Abby Choi a fost mărunțită. Pentru că, aparent, Anthony a fost să viziteze acel cimitir după dispariție. Și dacă omul ăsta a îngropat rămășițele corpului în cimitir, mă sperie enorm. Pentru că ideile astea nu-ți vin peste noapte. Cum să? Adică, bine, luând-o logic, îl ducea capul. Adică, n-ai cum să... Adică, practic, îngropa un om în cimitir. Și dacă ar fi să-l găsești acolo random îngropat, nu ar fi un semn de întrebare, pentru că este un cimitir. 7 persoane au fost arestate pentru această tragedie. Alex, fostul soț. Anthony, fostul cumnat. Cau, fostul socru. Soția lui Cau, Jenny, fosta soacră care, aparent, când polițiștii au venit la apartament să o întrebe de soțul ei, a încercat să ascundă anumite amănunte și asta le-a dat de înțeles polițiștilor că ea știa absolut tot despre acest plan. Bineînțeles, avea și ea să beneficieze după el. Și amanta lui Cau, care a fost total de acord să-și pună numele în momentul în care a fost închiriat apartamentul. A, da, și cei doi care au încercat să-l ajute pe Alex să scape cu barca, doar că aceștia doi au reușit să iasă pe cauțiune momentan. Cazul este destul de recent. Eu acum sunt în septembrie. Doamne, septembrie, a trecut vara asta deja. Da, eu sunt în septembrie. Au trecut 6 luni de atunci și încă, să fiu sinceră cu voi, nu știm absolut nimic. Nu s-a găsit nimic din ce ar fi trebuit să rămână din corpul lui Abby și extrem de multă lume suferă de pe urma acestei tragedii. Sinceră să vă zic, această fată, această femeie de fapt, extrem de frumoasă, extrem de talentată, este o pierdere pentru tot Hong Kongul care o aprecia. În mai, foarte mulți oameni s-au strâns în fața apartamentului în care Abby a fost tăiată și transformată în ciorbă, ca să facă acest ritual în semn de respect și condoleanțe pentru familia lui Abby. Și sincer, ăsta este motivul exact pentru care nu fac crime atât de recente. Știu că mi le cereți, Doamne, mi-aș cerut cazul ăsta de nenumărate ori, mi-aș trimis mesaje și pe Instagram și pe TikTok și peste tot, dar pur și simplu cazul este încă deschis, investigația este încă în desfășurare și dacă o să mai am vreun update la acest caz, bineînțeles că o să postez pe TikTok și pe Instagram, unde nu uitați să veniți și acolo. Vreau să știu părerea voastră la acest caz, vreau să știu ce părere aveți că voiau oamenii ăștia să facă cu acele două oale pline de zeamă, pentru că de ce te duce la extremul de a face supă, de a tăia cartofi, morcovi, pui zeamă, sare, piper, tot ce se pune în această supică, ciorvică și să mărunțești fata, să o pui... Credeai că dacă vin autoritățile și găsesc oalele astea, n-o să observe dita mai craniul la fundul oalei? Și plus, dacă fata asta v-a zis că totuși o să aibă grijă de voi și v-a ținut pe banii ei atâta timp, chiar dacă nu avea nicio obligație, nu v-ați gândit că dacă o faceți să dispară, o să rămâneți fără acești bani? Gen, era clar că nu, adică oricum dacă era să dispară sau să moară, nu erați niciunul pe testamentul ei, știți? Nu erați niciunul pe asigurarea ei de viață. Oricum, cazul ăsta teribil, extrem de teribil. Era la un moment dat TikTok-ul plin de el în februarie. Da, în februarie, că atunci s-a întâmplat. Era plin. Femeia asta era era dita mai social media influencer. O fată extrem de frumoasă, oricum. Cam atât a fost și cu acest caz. Vreau să mulțumesc în special membrilor de la acest canal care mă susțin și în felul ăsta. Sunteți minunați. Încerc să postez cât mai multe videoclipuri speciale pentru membrii. Dacă nu știți cum să vă abonați, puteți să intrați la mine pe canal și să apăsați pe join. Nu uitați să lăsați un like, un comentariu cu următorul canal despre care vreți să vorbesc și un subscribe ca să putem să continuăm să facem videoclipuri de genul. Iar până sâmbăta viitoare, stay safe! Ea avea două surori mai mici și a crescut... Ea avea două surori mai... Ea avea două surori mai... Ok, revenim.